dată polițiștii penitenciari SNPP protestează în 15 prefecturi din țară în cele 3 zile, luni, marți, miercuri, pentru a solicita Guvernului și Parlamentului României să respecte legile aprobate de către aceștia, respectiv legea 153, legea salarizării unice, și legea 223, legea privind pensie de serviciu pe sistemul de ordine publică și siguranță națională. Din păcate, în fiecare an, la sfârșitul fiecărui an, trebuie să protestăm pentru a solicita guvernanților să ne acorde drepturile aprobate în unanimitate de aceștia și, în general, înainte de campaniile electorale. Reamintesc tuturor celor din clasa politică. De ani de zile nu solicităm niciun drept. Solicităm doar să ni se acorde ce dumnealor a aprobat. Nimic altceva. Suspendați cu aceste salarii să avem drepturile plafonate la anul 2009 și să fim acuzați că avem